Conducerea Spitalului Județean de Urgență Alba a declarat că unitatea este pregătită din punct de vedere logistic pentru introducerea coplății. Indiferent de varianta de introducere a acestei taxe, în cursul acestei săptămâni se vor face toate demersurile necesare pentru ca unitatea medicală să fie pregătită pentru alternativă. Ceea ce nu este clar deocamdată referitor la varianta de introducere a coplății este cuantumul taxei pe care o vor plăti pacienții. Managerul unității medicale, Nicoleta Coșarca, a declarat că sunt trei variante: 10 lei la externare, 10 lei pentru fiecare zi de spitalizare sau 10 lei pentru întreaga perioadă de spitalizare. Deci de la 10 lei cazul rezolvat s-a ajuns la 10 lei la externare și acum am văzut o ultimă variantă până în 10 lei la latitudinea Consiliului de Administrație. Sunt trei variante. Așteptăm proiectul de lege. Încercăm să facem per day. Deci așteptăm să vedem exact până la urmă la care variantă să ajungem. Din punct de vedere logistic, managerul unității a declarat că spitalul este pregătit pentru introducerea coplății, indiferent de varianta pentru care se va opta. Noi avem logistica, noi ne pregătim pentru coplată. Dacă țineți minte, prima discuție despre coplată mai fermă a fost în iulie 2012. Noi ne-am pregătit pentru coplată în sensul că am informatizat suplimentarea acolo unde era nevoie, am făcut un program suplimentar la caserie, deci se lucrează pe două schimburi. Din punct de vedere tehnic, suntem pregătiți. Odată cu introducerea noului sistem de taxe, vor fi și câteva categorii de persoane care vor fi scutite de la coplată. Printre acestea se numără și internările prin serviciile de urgență și astfel, pentru a evita achitarea taxei, unii pacienți vor apela mai mult la unitatea de primiri urgențe. Nu știm ce va însemna pentru urgență, pentru că teamă mie că toată această coplată va crește presiunea în urgență și înțelegeți, fără să vă dau prea multe explicații, care e rațiunea pentru care pacientul amărât va evita acea coplată și atunci, dacă este un caz de urgență, va trece prin urgență fără să... Dar vedem, nu știm încă, sunt prea multe necunoscute. Coplata va fi introdusă în sistemul medical de stat începând cu 1 martie.